Ce? Merge, se trage? Se trage! Cornel Ilie, Gabriel Maga, chitariști formației Vanc. Chitară armonie și chitară solo. Da, solistică. Bine ați venit la minunatul nostru podcast. Avantajul unui podcast este că avem suficient timp cât să formulăm idei. La televiziune nu mai avem atâta timp. Adică acolo totul este contratimp, ai venit, ai spus trei cuvinte, ai lansat un single, ai cântat piesa, ai intrat publicitate. Dar pe de altă parte e mai bine și asta, că nu aberezi foarte tare, așa, da. Că știi că ai tot timpul, ce și spui toate alea, ți le aduci aminte și crezi tu că îți găsești și lumea care să te asculte ție probleme și griji. Așa, într-un timp controlat, măcar, bă, ce am de zis, ce vreau să rămân de după asta, asta. Păi și ești atent să comunici chestia, să spui, să spui gândul ăla. Și atât, dar undeva la mijloc, acolo, înțeleg că te crezi mai liber făcând asta, dar nu ești. Să înțeleg că ai timp. Timpul are răbdare cu mine. Tocmai am făcut 44, un an sunt Magnum 44, deci funcționez ca atare. Dar cumva este corect ce spui. Mi-am duc aminte că după Revoluție l-am văzut pentru prima oară la televizor vorbind și nu doar cântând pe Marian Nistor. Băi, a fost un șoc. Deci a fost realmente un șoc, pentru că nu mă așteptam la genul ăla de discurs, la tipul ăla de discurs. Mi se pare foarte mișto, mă, Marian Nistor. Da, și mie mi se pare, este king of hipsters, da, bineînțeles. Omul este asumat, tot timpul a fost așa, rămâne în personajul ăla. Dar nu se pupa imaginea mea din cap, proiecția mea cu Marian Nistor, nu se pupa nicicum cu ce era la TV. Erai mai tânăr. Eram mai tânăr. Băi, și să nu uităm că e un compozitor foarte bun. Marian Nistor, compozitor foarte bun, foarte melodios, printre puțini atât de melodioși. Gata, mă și gândeam la un viitor single, Marian Nistor, la ideea asta. Marian Nistor, mamă, ce standard avem, Cornel, e beton. Piese foarte bune. Ok, ce mai e nou cu formația Vanc? Am văzut single nou. Concert. L-a văzut, l-a ascultat. Ba da, l-am ascultat ieri. Și era pe mine. Am vedea clipul. A, lasă-mă, nu mă uit. Îi plăcea jocul. Avem single nou, este albumul pe care l-am înregistrat și pe care lansăm în toamnă. În toamnă o să lansăm înainte de spectacolul de la Polivalent Deja Vu din 16 octombrie. Și cam asta este nou pe anul ăsta. O să ne învârtim în jurul a ceea ce am produs în iarna asta. Am hibernat amândoi în studio și am... cu 6 săptămâni, așa. Scris un album întreg. Și o să ne ocupăm de el tot anul ăsta, să-l băgăm pe gât oamenilor. Voi existați ca trupă altfel de pe vremea când trupele mai scoteau albume. Măi, asta cu albumul a venit înapoi. Uite, acum s-a revitalizat ideea cu albumul. Că albumul este un statement. Scoți un album, băi, ăștia suntem. Asta că nu, gata, scoatem un singur o dată la câteva săptămâni și aia e faza. Nu, albumul o să fie album tot timpul. E foarte important pentru artistul scoate un album. Uite ce mai asta mică, Billie Eilish a rupt recordul de nu știu câți ani ca stream-ul. Cred toată lumea care ascultă album, ascultă tot albumul. Eu știu ce spui tu, cumva piața de viniluri a revenit și are încasări de până la un miliard, am văzut. Dar eu sunt curios cum funcționează treaba asta în România. Că în România nu cred că se mai cumpără muzică. O să râzi, sunt foarte mulți artiști care lucrează la albume acum, din ăștia mainstream. Știu eu. Bă, depinde la ce te referi, România, la care lume din România, despre care auzi sau aia pe care o cunoști? Nu, oamenii care cumpără că muzică pur și simplu, oamenii care plătesc bilet la concert, oamenii care cumpără, vin și albume. Cumpără și albumul, da. Aia cumpără și albumul, interesează tot albumul, mai sunt oameni care, plus pe lângă asta, pe lângă nostalgici, ok, cei care au ascultat albumele și înainte, printre care suntem și noi. Și eu încă mă uit pe album și caut acolo să văd câte piese sunt, cum curg ele una după alta. Ce nu știm noi este, mă, câți dintre puștani și tineri, de fapt, o să descopere că, de fapt, le place ideea de album. Dacă n-au de unde să, n-au cu ce să compare, pentru că până acum, dacă au ascultat doar single-uri, că au prins perioada în care artiștii scoteau single-uri, deodată acum, dacă sunt artiști care lansează albume, s-ar putea să le placă asta. Și cine știe câți acum dintre copiii puștani tineri, de fapt, o să zic că, mamă, ce mișto este că n-ascult doar o piesă de la un artist și uite că ascult mai multe odată și găsesc mai multe la un loc. Pentru că pentru unii s-ar putea să fie stream conceptul de album. Mai eu cred că foarte mulți. Și care faza, eu cred că e așa de multă muzică încât cineva, dacă găsești tu un artist care îți place, îmi place ăsta, hai să văd ce mai scos. Bine, așa funcționează. Foarte dor.
de, abar n-am, vinil, casetă, știu că poate îmi plăcea piesa 3 de pe fața B, știi? Și mereu puneam piesa 3 de pe fața B, dar o puneam de pe casetă. Aveai castofon cu... Da, ce înseamnă? Da, la mișto, nu? Era un creion. De săraitu la piesa 3, da, aveai, dar de la string. Erai bogat, era? Nu, dar... Ca noi cu internațional săraci. Cum să spun, era un maxim respect pe care l-acordai artistului ascultându-i piesa aia de mai multe ori cu determinarea de a pune acul pe vinil sau a derula caseta de 100 de ori. Era pur și simplu mult mai viscerală relația, da, dar iubitorul era... de muzică versus artist. Versus era o chestiune artist care funcționa reciproc și dacă luăm chestia asta cu vinilul, cred că este și un soi de ritual. Dacă era ca un ritual, că scutea albumul ăla, atent să nu zgâri, să nu atingi, să nu spună praful, ridicai capacul, puneai, ridicai acolo, atent să nu se strice acul, că după aia nu... Și să asculti mai întâi pâritul ăla, după care începea piesa. Cred că și asta făcea parte din... Cartofii aplăjiți. Și după aia începea cântecul. Era toată poezia vinilului și sound-ul ăla mult mai era un soi de ritual, că era ceva mai mult. Pe lângă asta, noi n-avem cum să negăm propria nostalgie. Pe care, băi, era mult mai mișto atunci, mult mai bine și muzica și albumele, cum erau scrise și cum știu. Noi, nu știu dacă asta e neapărat, dar probabil atunci... Eu nu vorbeam de calitatea muzicii, vorbeam de felul în care consuma muzica. Cât a viciat formatul ăsta de internet... Dar de ce nu vorbim și de cât a adus bun? Da. Cât a adus bun? Oh. Probabil în aceeași măsură în care credem că a fost viciat. Păi că există... plusul și minusul la evoluție, dar hai să luăm partea bună și partea constructivă. Uite, că artistul pe vremuri câștiga un purcoi de bani din vânzarea unității, CD-ului, așa, vinilului. Da, acum nu mai trebuie să știi pe cineva undeva care nu. Dacă ești suficient de bun, pui pe net și la un moment dat se ridică cranica. S-au eliminat foarte mulți din middleman, nu? Acum nu mai este că, băi, sunt bun, dar nu știu cum să fac. Nu, dacă ești bun, o să faci. S-a democratizat accesul la public, știi? Adică acum oricine poate să scoată muzică și să-și facă un fanbase. Eu știu că, mă rog, unde mi-am mai dat și eu cu ochiul prin interviuri cu habar n-am băieți de la Iron Maiden, Metallica și whatever, întrebați de șansele unei trupe noi sau ei, dacă ar fi intrat acum pe piață, toți spun, băi, ar fi fost aproape imposibil să ajungem unde suntem. E mult mai greu acum. Bine, asta și pentru că nivelul pe care l-au ei acolo de artiști, Icon, nu prea mai are nimeni. Da, în momentul ăsta nu se mai construiesc astfel de artiști, nu mai există așa idoli. Conceptul ăsta de idol nu prea mai e. Mai... Da, nu e atât de. Pentru că acum, având chestia era misterul pe care l-aveai față de un artist, că nu știai, tu l-ascultai acolo, vedeai pe o poză și nu știai mai nimic despre el, era o voce undeva în camera ta. Exact. O poză pe afișul ăla, aceeași poză, ani de zile, era o chestie pe care dacă îl vedeai într-un concert sau într-un clip, era, mișcă, trește, e viu. Acum intri pe Instagram și îl vezi în chiloți. Acum e totul despre vulnerabilitate, relația cu publicul, fidelizarea, știi? Atunci nu mai există chestia asta. E foarte greu să mai construiești. Trebuie, de fapt, să ridici iar un perete. Man, dar nu cred că mai să funcționeze. Mine. Asta că lumea, ok, nu mai zic eu, ok, sunt alții la care pot să mă... Ok, nu e ok să o mai arzi misterios și să apară cum vrei tu. Să fii acolo cu ei. Să... Dacă știi să dozezi, să pară că le dai acces, dar de fapt tu să arăți doar ce da. Atunci, da, se poate face și asta. Dar la noi nu funcționează, adică piața de la noi nu funcționează după reguli, dar la noi este o chestiune atât de emoțională, că așa se numește ca popor. Îmi place nu bine, îmi place nimeni, îmi place cum arăți, îmi place fața ta când și bine, nu-mi place fața ta când-s prost. Cam așa e. Da. Am o curiozitate. Ok, am o fetiță, fiica mea are 13 ani, este fan Gorillaz. Mai mult decât că este fan Gorillaz, vrea să cânte. Are o chitară, are un amplificator. Printr-un manual al întâmplărilor, am și eu o chitară, habar nu am să cânt. Dar am început să stau și să mă joc cu ea și cu chitara și să-i acord pur și simplu timp. Mi este absolut fizic complicat să schimb acordurile fără să mă uit cu atenție și să iau toate corzile cum trebuie, plus că am în corzile de aici, unde dau cu pana.
Eu am o întrebare absolut tehnică. Voi când sunteți pe scenă și sunteți pe ele și nu știu ce, există un tip de sinapsă care se creează pe creier unde ei deja acordurile le știi, păi, le visezi și e noaptea? E memoria mușchiului odată, e, nu, e plus că 30 de ani de cântat la chitară. Da. Se închipui că dacă e de cât mai, ca orice lucru pe care începe când ești cu cât mai, da, cu atât e mai ușor. Adică nu greșești? Pe scenă, nu... Normal că mai greșești, dar parte din experiența live, dar nu... Dar nu, dacă încă ai fi la nivelul în care, dacă te duci într-un concert, ești la nivelul la care, bă, știi că e un concert și tu încă ăsta este mai la... Am înțeles. Că din când în când te mai uiți să spun o treabă, cei mulți dintre artiștii pe care vezi, sau instrumentiști, că se uită la propriile instrumente, o fac din timiditatea față de public mai mult decât de nesiguranța lor pe... instrument, că, bă, vine, nu mă uit să fac ce zic, decât să... Dar nu mă uit, 1, 2, 3, 4, 5... Shoegazers. Ui, la păpuci. Asta e altă șmecherie. Eram într-o seară la un prieten, da? La un ceai. Și zic, bă, are un proiector, zic, hai să ne uităm la ceva pe YouTube. Eram cumva ca moșii aia doi din Muppets, știi? Da, comenta, la balcon comenta și cricotez, da. Moșii aia din documentarul nostru. Exact. Eu și Nicu, da. Și am zis, bă, hai să ne uităm la un Cypress Hill. Și am zis, hai să nu ne uităm la un Cypress Hill de acum cu experiența de scenă. Și nu, hai să ne uităm la unul de pe 90, când aveau foamea în stomacul mai mare. Băi, și este o chestie la un moment dat, au doi cameraman pe scenă, care stăteau fix în jugularea MC-ilor. Și vedeai puhoi ăla de oameni care era acolo. Și cumva n-aveai cum să nu te imaginezi fiind tu pe scenă cum era fix așezată camera. Îți dădea fix senzația asta. Păi, era scary as shit. Adică să vezi puhoi ăla de oameni care sunt toți atenți la tine și tu trebuie să entertain them și să plecești de acolo cumva. Nu. Și invers. De seama cât te încarci, câtă adrenalină. Da. Nu, exact, că atâția oameni sunt acolo pentru tine. Da. Adică drogul e puternic. Da, nu e anxietate înainte, e bește. La voi care e cel mai timid? Cel mai timid din voi patru pe scenă. Pe scenă? Nu, cred că în momentul, nu, atunci nu prea ai. Acum știi cum, depinde și în fața cui ești. Că dacă este un moment de la penibil, și niște oameni acolo pe care îi vezi că suntem și noi în plus și ei în plus. Sau ei în minus, că nu sunt cât ar trebui. Da, gen și noi și ei abia așteptă să termine. Și mai bine, da, că se întâmplă niște contexte astea de... Se întâmplă oricui, nimeni nu vorbește despre ele. Da, dar nu există. E loc, nu e momentul acum ca reclama aia. Hai să... Și atunci nu mai este chestie de timiditate, că te simți stânjenit. Da. Pe lângă, după ce treci de mă, până la urmă găsim o chestiune pentru care să ne bucurăm acolo și începem să râdem între noi, să ne distrăm între noi, că ok, bă, oricum n-am ce face, măcar să ne distrăm din minutele astea pe care le petrecem aici. Tu observa că multe din alea sunt cele mai mișto concerte, alea care sunt în contexte cel mai aberante, în care nu trebuie să fim da, acolo. Da, pentru că ne surprinde și pe noi și ne surprinde cum reacționăm. Și cum ne cum la final lume în picioare cu biz și așa mai departe. Cel mai timid din trupă, cred că totuși e Nicu. Da, asta e o chimie pe care ați dezvoltat-o ulterior între voi. Păi altfel ca trupă, cum? Da. Că altfel okay. Cum? Păi nu puteam să o dezvoltăm înainte. Nu, dar... Am înțeles întrebarea. Eu vorbesc de faptul că sunt habar n-am, o grămadă trupe mâncate de orgoliu, de pildă, mai ales pe scenă, știi? Și trebuie să... Nu, suntem băieți mai, nu mai avem de asta cu orgoliu. Da, bine, mai sunt pe care nu livrează momentul și atât. Adică nu simți bucuria că sunt acolo sau că fac chestia, ok, nu toată lumea se bucură că este într-un loc. Ceea ce loc se cheamă scenă convențional, că este scenă o zi de oraș, că e o petrecere privată, că e un club. Până la urmă ești pe scenă și trebuie să o tratezi ca pe o scenă mare, orice ar fi. Și asta, eu m-am gândit la asta foarte mult, că bă, până la urmă, orice moment ăsta când ești pe scenă, bă, aia este o scenă mare. Și dacă pentru tine nu este o scenă mare, dacă în fața ta s-ar putea să fie un om, atâta un om, bă, dar pentru ăla să-i schimbi viața. Și pe de altă parte să fii în fața unor 10.000 de oameni care, bă, pentru care să nu se nimic. Care e mai important? Eu cred că amândoi. Știi? Păi da, dar vezi că până la urmă, nu știu dacă e amândoi. Prefer să stau în fața alea care mă înțelege decât în fața 10.000 de oameni care abia așteptă să termin, să plec acolo. Dacă ar fi important da, dar și ăla de 10.000... Nu e o provocare pentru tine ca artist să-i agăți și pe ei?
Ba da, dar îți dai seama dacă cu ce agăți, dacă merită cu ce agăți. Am înțeles. Dacă merită să agăți. Dacă au potențialul sau nu să. Dacă au din ei să. Că, până la urmă, un public te interesează în momentul în care simți că ai câștigat. Dacă ar cumpăra un bilet sau ar cumpăra, ar investi în tine. Timp să caute și altă muzică, bani să cumpere un bilet sau un album, haba, energie să vorbească despre tine și altora. Că așa doar să, în momentul ăla când ești într-un loc în care te ascultă unii care nu înțeleg nimic ce faci tu sau nu le place și doar aplaudă, este doar că satisface ție orgoliu, bani, te-a zis, doamne, și m-a aplaudat. Ok, dar nu duce nicăieri. Cântele noastre preferate sunt alea de club. Alea, 300 de oameni, 200. Acolo mai intim, e tot mai simți mai bine și ezi, simți mai bine. Și mai plus că acolo în cântele de club, în principiu sunt cântele în care se cumpără bilet. Da, oamenii, da, corect. Și atunci și tu pregătești un alt fel de repertoriu. Vici cu alte piese pe care nu le cânti mă normal într-o piață cu intrare liberă. Și vici cu alte piese la care poți să ai timp să le explici. Bă, uite mă, cânte cu ăsta, am scris pentru că așa și pentru mine înseamnă și nu știu ce. Nu e pentru toată lumea, dar pentru voi poate fi. Ca, gândește-te că omul ăla a făcut duș, s-a îmbrăcat, a dat bani la taxi, a venit până acolo să-ți dea ție bani. Deci a plecat de acasă să vină să dea ție bani ca să se uite la tine. Că e altă interacțiune. Un tip de respect pe care. Absolut. Da. Eu în criza mea de la 40 de ani, că a trecut printr-o perioadă în care pur și simplu ascult foarte mult thrash metal din anii 80. Se întâmplă. Și bineînțeles m-am oprit la Metallica și la Megadeth cel mai mult. De ce? Pentru că am început să fiu atent la bas, ceea ce n-am fost până anii aia, și am început să fiu atent la tranziții. Dacă nu ai o ureche, dacă nu ești muzician sau nu ai cât de cât o experiență în a asculta muzică, nu ești atent la tranzițiile alea între riff-uri, între ritmuri și așa mai departe. Dar le încasezi și probabil că de-aia îți place toată treaba, deși nu ți-ai dat seama că l-a făcut neapărat o tranziție acolo. La voi cum funcționează treaba asta? Cât de mult detaliu? Atenție, mai dați pe detalii. Toată asta cu muzica e o sumă de detalii. Adică nu e ca și cum las că merge, nu e. Trebuie să bifezi toate punctele. Trebuie să fie cât mai totul, cât mai muzical, cât mai spectaculos, cât mai, adică nu e, toate sunt importante. Asta e valabil la orice act artistic. Da, bineînțeles. Ia un film în care cadrul important nu este doar să vezi primul actor, să vezi actorul principal, să vezi ce se întâmplă în spate, mișcarea din spate, mișcarea aparatului pe care tu nu o simți, dar îți dai seama, pe tine te schimbă cumva. Pictura nu e doar un portret și atât. Se întâmplă niște chestii acolo, adică vezi niște fundaluri, niște culori, niște nuanțe, nu? Și muzica la fel, trebuie să fie niște detalii. Dar pentru de la ce te referi tu acolo și în 10 minute am auzit în aceeași propoziție Gorilla să ai inclusiv și thrash metal. Deci, nu, 728 de vizualizări ți-ai maxim. Da, interviul acesta a fost făcut în 97, ca să înțelegem. Mă, este etatea, trebuie să mi-o asum într-un fel sau altul. Nu... La trupa de thrash metal era și alt concept de piese. Piesele erau mult mai lungi. Erau multe părți, trebuia să fim acolo, dacă n-aveai multe părți de riff-uri, de chitări, de break-uri, de tobe, nu prea erai trupă. Ceea ce acum foarte rar se întâmplă, sau se întâmplă în niște medii, niște nuclee de public, niște nostalgici, așa ca tine. Da. Bineînțeles că vreau să te întreb de ce ai strâmbat din nas când am zis thrash metal. N-am strâmbat, mă, n-am. No. Eu am ascultat alea de, am ascultat toate trupele pe care le-am scris pe blugi. Deci, toate. Eu, în schimb, chiar n-am ascultat thrash metal. Am încercat, am avut așa, cel mai mult m-am dus așa, Ozzy Osbourne, care e comercial, e 300. Da, dar ăla nu e neapărat, e mai mult pop. Da, păi da, dar nu... Heavy metal pop. Exact. Da, nu e chiar thrash metal. Justin Bieber al heavy metal-ului. E, nu chiar acum, ăla. Da, bă, da. A fost, adică e o perioadă prin care, mai ales dacă vrei să-ți faci trupă, e o perioadă de muzică pe care trebuie să o asculti neapărat. Trebuie să o asculti, e bine să o asculti, că te ajută acolo să-ți dezvolte ceva acolo, imaginație. Cred că poți să treci fără. S-ar putea să-ți placă. Adică,
poate fi o școală pentru, de muzică pentru... Orice abarnă. Muzică pe care o spui. Adică eu nu, mi-e greu să cred că încep să devii chitarist, da, și cu chitară electrică, fără să fi trecut, habar n-am, să fi băgat urechea în Dave Mustaine un pic sau... Păi, hai să luăm Led Zeppelin, exact. S-au născut și au cântat înainte de Dave Mustaine și... Bala, care mai spectaculos și mai muzical și mai... Dar până și George Harrison. A, și dacă vrei să treci în partea aia altă, stai că sunt aia, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, dacă vrei să neapărat cu chitarele, dacă e totul în zona aia, măcar să iei crema. Mă gândeam exclusiv la viteză și la... La virtuozitate. Viteză, pur și simplu, da, ăla e un sport deja, nu mai e muzică. Mie mi se pare că Steve Vai a combinat cel mai bine, că e și foarte, era și foarte... Conceptual. Conceptual și muzical și te surprindea cu niște acorduri care erau de pe altă planetă și era și virtuos. Dar așa, da. Era foarte spectaculos. Și sunt unii chitariști foarte spectaculoși și alții sunt foarte creativi din punct de vedere al gamelor, improvizațiilor și așa mai departe. Știu că am fost la polivalentă la Steve Vai și n-am mai putut să ascult chitară un an de zile, adică a fost prea mult. E, mai sunt. Și Steve Vai e un soi de cel mai așa, cel mai popular, dar sunt foarte mulți alții care n-au dat atât atenție. Adi Manolovici. Spectacol, Marian Nistor. Adi Manolovici, băi. Trebuie să facem o poveste și cu Marian Nistor neapărat. Și voi un featuring. Da, da. Cam ăsta ar fi pasul logic următor la noi, da, să facem un featuring cu Marian Nistor. Să cântați trap, se numește acum. Băi, deja a trecut trepul. Bune, deci ai zis tu de a trecut deja. A trecut. No, e gata. Man, a zis de stai până schimb ce mai vrei. Trepul deja e... Oh. Păi ce mai ascultați pe acasă? Măi, acasă, eu n-ascult nimic acasă. Eu vreau să... Copii. Dacă nu... La mine mai vin oameni să grătar, să bere, manere, să zice. Manere, da. Și toți, bă, dar de ce nu... Hai să ascultăm niște muzică. Băi, la mine nu se ascultă muzică. Bă, lăsați-mă în pace cu muzica. Toată ziua ascultați muzică. Mai lăsați treacă muzica. Am pare ascultați și liniștea. Sau hai să ne ascultăm între noi. Toată lumea vrea o boxă, să dea drumul la muzică. Dar uite ne în club și ascultă muzică și toate mașini și ascultă muzică. Corel nu prea face muzică. Eu vreau să ascult... E toate. Da, nu. Am acolo, aud păsări, aud broaștele, aud stelele, aud liniștea. Mai trebuie să mai vin unul să-mi pun o boxă. Aud stelele. Cum stau eu așa? Nu, deci, na, printre astea vă dau și câteva teme așa ca să plecați cu ceva. Da, o metaforă, da. Stai. Nu, dar serio, eu asta cu petrecerea și cu muzica tare nu m-a prins niciodată și bă, eu n-am întrebat ce mai ascultați voi așa, ce ați descoperit nou. El a ascultat acum. Eu n-am de ales, ascult manele, că m-am mutat la țară undeva. Mă, la început, băgam aș piciorul, uite ăștia cu manele, era un botez de, mă rog, cetățeni de etnie romă la două case distanță, au dus cortul, i-a venit poliția, a mutat cortul în curte, mă rog. Și cântau la acolo până la 4 dimineața, la început, dar după ce am știut, ascultat și am început să apreciez, nu că ascult manele, cum ăștia de cântă la nunți și botezuri manele țiganii. Foarte bun, mă. Vai de capul meu, și la un moment dat, mamă, cât energie. Aia sunt virtuoși. Aia sunt performeri, dacă mă întreb pe mine. Aia sunt noi trash metal ai. Da, da, da. S-a făcut un an de zile de când am lansat Vang, jur să spun adevărul la TIF, împreună. S-a vărsat și berea, e ok. Ce se mai întâmplă cu filmul? Că lumea mai vrea să-l vadă. Filmul așteaptă... De fapt, noi ne așteptăm să-l vedem într-o rețea cât mai mare de distribuție, dar asta nu se află pe postat pe nicăieri pe online, se dă șansă să ajungă pe o rețea adevărată de distribuție, adevărată însemnând cu acces de la foarte mulți oameni ca să poată vedea documentarul. Netflix sau deci HBO noi, sau... Da, noi întindem să ne ducem către cei mai puternici distribuitori. După care, pe etape, bă, nu se poate, nu sunt oameni interesați sau nu găsim partenerul. Evident că la un moment dat poate o să-l... Dar vrem să dăm șansele cele mai mari să-l tratăm ca pe un film foarte bun. Pentru că, până la urmă, este primul documentar al unui artist român. Este un documentar foarte bun. Și pe la cine l-am arătat, bă, toți au fost surprinși. Bă, e ca alea pe care le vedem noi pe Netflix și pe HBO. Și ca băia străini cu aia mari. Așa că, de asta vrem să-i dăm toate șansele. Și ne-am aruncat așa din demenția. Să-l vadă cât mai mult, să-l punem așa online și să moară niște view-uri și atât.
Au fost, sunt acolo niște subiecte destul de... Ok, au potențial să fie controversate. De pildă, povestea piesei Pleacă. Așa. Da. Și cum v-a scos pe voi din anumite radiouri. Și au fost, pe altele și da. Da, au fost ceva reacții. S-a sesizat cineva? Sau... chiar în discuții particulare, nu neapărat public. Nu i-a apăsat la nimeni. Încă nu. Poate nu a văzut. Înseamnă că nu a făcut treabă bună dacă nu a reușit să enervăm. Înseamnă că nu a fost la festivalul sau poate au plecat în primele 10 minute în care... De cel prag în care ia cine pleacă și cine... Nu, încă nu s-a... Dar l-am așezat strategic pe Nicu să înjure atunci acasă. Cei care ar putea fi... Dar... A, nu știu dacă atingi, dacă, na, care sunt în subiectul temelor de acolo, nu cred că au avut acces deocamdată la film, pentru că noi l-am dus în niște festivaluri în care e un public dedicat pentru un film, neapărat pentru noi. Mm. Adică a fost și public care a venit, a, ok, suntem curioși cum arată documentarul Ivan, dar de fapt era public care era la festival să vadă filme și documentare, sau ce, orice se rula acolo. Bă, a vis să se hrănească cu informații, așa că cei despre care se vorbește în documentar sau cei care au trecut prin povestea noastră și menționăm acolo, n-aveau cum încă să audă, nici măcar printre prietenii care l-am trimis noi, chit că sunt artiști. Nu. Încă suntem safe, încă putem vorbi cu ei. Și o să mai dureze o vreme. Dar nu, dar oricum n-are nimeni ce să... N-am spus decât niște lucruri care s-au întâmplat. N-are pe ce să afecteze. Știu, dar... Nu știu ce spui, că unii ar putea spune, bă, dar de ce ai spus? E o poveste acolo care a descris un tip de funcționare care nu este tocmai corect sau fair neapărat. La ce? Știi? La piesa Pleacă, de pildă. Nu e adevărat, nu că nu este fair. Adică este... Se întâmplă în fiecare zi cu câte un artist pe zi, probabil, se întâmplă același lucru. Clar că noi am și spus, bă, uite, s-a întâmplat chestia asta. Este absolut nefiresc, în opinia mea, ca... Ok, o trupă a scos un hit și a intrat pe radiourile mainstream. Mi se pare absolut nefiresc să iasă de pe cealaltă radio. A, bine, asta s-a mai întâmplat și cu alții. E atât de la marginea Orientului, de Marul Dâmboviței, tipul ăsta. Știi de comportament. Știi ce e cel mai dezamăgitor acolo? Nu că s-a întâmplat asta, ci că s-a întâmplat din partea unor oameni care comunică foarte elitist. Foarte, băi, nu, că suntem mai inteligenți decât alții. Da. Și publicul nu sunt mai inteligent decât alții. Dar de fapt au fost niște mârlani. Da, ca și cum. Adică asta e, deci mă îmbrac la papion, mă duc la gală și mănânc semințe. Asta e și problema mea cu folkiștii, pentru că ei ascultă Pink Floyd și le place. Să mă, de ce mai despre tine, să mori? Deci, cum nu ai trecut de criza? Zi ce vrei să facem cu folkiștii. Am dezvoltat această problemă cu folkiștii. Ce putem să te ajutăm? Să-i facem festivalul Om Rău. Sau Folk You Indies. Atenție, Om Rău. Om Rău. Nu papă tot. Nu papă folk. Nu papă folk, bea tot. Pregătiți concert la toamnă? Da. În octombrie, 16 octombrie, deja vu. Se numește la Sala Polivalentă. Ce e nou? Pentru că mereu e ceva nou. Vă zicem acum? Puțin de poftă. Chiar nu știu, eu nu știu, adică. E nou, clar că e un alt concept, o altă poveste. O să încercăm să integrăm... ceea ce înseamnă pentru noi, așa ca istoria trupei, 25 de ani de la primul concert, care se întâmplă chiar atunci. Deci primul concert a fost undeva, cred că pe 24 sau 23 octombrie. Unde? 94, concertul din Creangă, că de acolo okay. Am Borna. Okay. 94 și pe noi pe 16 octombrie sunt fix 25 de ani de la primul concert, când am avut numele pus pe un afiș și în care s-a plătit un bilet ca să vină cineva să ne vadă. Și o să încercăm să integrăm și toată istoria asta. Încă nu știm cum, încă mai lucrăm la povestea asta. Adică nu, o să aveți și piesele alea vechi de... Bă, să știi că mă gândesc dacă nu cumva ar fi fun să încercăm, nu știu. Nu știu, dar mă gândesc, dar nu degeaba se cheamă și Deja Vu. Și albumul pe care o să-l lansăm înainte de spectacol cu o lună probabil, ceva, oricum înainte de spectacol. Și el marchează tot alți 20 de ani de la primul album. Care primul album a apărut în 24 noiembrie 99, în 2019
Există, știi, de câte ori vorbești în cifre. Nu în cifre, ci în discuții particulare despre Vank, întotdeauna se va trezi cineva să spună: băi, ce mișto erau piesele alea și acum este cu totul altă treabă, da, ce s-au comercializat și nu știu ce. Prietenii tăi sunt și bătrâni. Și, da. Și asta este adevărat. Deși... pentru că bine, și tu, bine, la rândul tău... Întrebarea este, okay, no, mă, este o treabă pe care mai ales tu o duci în cârcă. E doar un număr vârsta, stai liniștit. Okay. Este o treabă pe care mai ales tu o duci în cârcă și mereu trebuie să... Ce, să mă raportez sau să fiu obligat să mă raportez? Da, mă, dar nu e chestiune niște... pe care ai cum să o explici. Nu poți să explici un banc. Nu poți să explici acum omului... Da, mă, dar nici tu nu mai ești ăla de atunci. Da, și nici tu. Adică și dacă uiți, aș cânta acum piesa aia cu... Dacă aș vine acum... Dacă uite, imaginezi acum noi, scoatem piesa, apoi ești tu cu Jeliu. E mișto, dar s-ar putea să fie puțin, bă, dar... Pe bune glume puțin de-astea, puierile, la vârsta puțin, asta... Și neconfort cu vârsta, ok. Da, nu prea, că trebuie să faci niște lucruri la vârsta lor. Așa mă gândesc. Și simt asta, sunt oameni care spun: bă, dar nu, că atunci mi-a plăcut cel mai mult. Chiar și referitor la... Nu, îi plăcea viața lui mai mult album. Din perioada aia, probabil și din cauza asta. E vorba și de context. Și da, nu cum să faci chestii forțate, pentru că dacă tu nu te crezi pe tine, la momentul ăla nu te crede nimeni. Și nu poți să te prefaci că faci la fel ca acum 20 de ani, că nu ar ești tu. Și ar fi ceva ce eu, de fapt, condamn la alți artiști. Să rămână în aceeași capsulă. Ce să se repete. Tot timpul să facă doar pentru că a funcționat la un moment dat ceva și atunci o repetă la nesfârșit. Poate o mai nimeri o dată. Mai bine greșesc experimentând ceva și încercând și așa, și după care mă iau pe lături să mai caut, că poate cine știe, poate găsesc o altă exprimare care să fie mai potrivită, mai bună, mai creativă, habar n-am. Dar știu oamenii despre care spui, știu reacțiile. Mie mi se pare, ceea ce privește exclusiv Vank, mi se pare o eternă problemă care se pune în tocmai așa, știi? Să știi că nu e rău. Mie îmi convine chestia asta, că tot timpul o să existe o referință. Mai nasol ar fi să existe o referință la un singur cântec. Dar noi sunt atât de multe cântece care sunt populare și care sunt din perioade diferite, încât nu este vorba, bă, ăștia să ia doar cu piesa aia și atât. Nu, sunt foarte multe piese care au fost hituri, care sunt populare, care se cântă și acum, deși au fost lansate acum 10 ani, 20 de ani, 3 ani, 7 ani. Liniștea pe care o am eu acum este că dacă ajungem cumva să-i facem pe cei despre care zici tu să asculte albumul ăsta nou și să vină la concertul ăla, o să se regăsească poate cel mai mult în ce facem acum în față de perioada care a trecut, de la ce spune că le-a plăcut. Și ce facem acum? Probabil caută și ceva punk attitude, ceva să... Abar n-am. Caută ce mai mulți care caută, nu știu, mie mi se pare o formă de lașitate chestia asta. Să cauți la altcineva ceea ce nu ai curaj să dai. Pentru că, de fapt, ce mai mulți asta caută. Pentru că, ok, asta e cumva rolul și undeva și privilegiul unui artist. Că poate să spună ce nu ai tu puterea să spui sau nu găsești cuvintele sau atitudinea să o spui. Dar sunt o parte dintre acești oameni care, pentru că ei nu mai sunt așa. Deja ei și-au abandonat rebeliunea de atunci, perioada aia de studenție pe care probabil o aveau în momentul în care ne ascultau piesele. Acum lucrează într-un birou cu un program fix. Au vreo două rate, una la mașină și una la aragaz. Au. Și au o viață mult mai tristă decât atunci, poate nu așa cum și-a imaginat-o, și încearcă să se mai agațe de încă ceva. Sunt convins că sunt și astfel de oameni, cum sunt și alți, și cei care, bă, mi-a plăcut mai mult și punct. Nu pot să explic ce, nu mă interesează de ce. Eu sunt un om foarte fericit acum la 40-50 de ani. Mie îmi plăcea mult atunci. Acum ascult, mai bine ascult, nu știu ce, decât să vă ascult pe voi. Voi mergeți de foarte mult timp prin țară, concerte, și ați făcut, cel puțin în ultimii, hai să zic, 9 ani, de când ai venit și tu în Vank, ați făcut foarte mult treaba asta. Ok, este și an electoral, cumva. Ce mai e prin țară? Cum mai e lumea? În București mie mi se pare cumplit de nevrotică. Întreabă românii de tine. Bine, ce face Silviu? Mă mâncați. Nu, pe bune, cum mai e lumea? A, care Silviu, mai e? Păi mult cum era pe vremuri Silviu. Acum, da, băi, vorbesc, există acest canal pe Facebook care se numește Auzit în RATB, care povestește prin diversi oameni care
merg cu ATB-ul și aud tot soiul de dialoguri, pur și simplu le descriu acolo. Da. Mi se pare că descriu perfect o măsură a nevrozei din București de tăi cu mâine de cap. Era o scenă descrisă cu o doamnă care alerga după un autobuz cu două sacoși. Autobuzul a așteptat-o, era plin de controlor și a început să-l înjure pe șofer că dacă știa că e plin de control, de ce a mai așteptat-o, știi? Genul ăsta de nevroază a ajuns în București, mie mi se pare la conte alarmant. Tocmai de-aia am întrebat ce Dumnezeu mai e prin țară. Din punctul ăsta de vedere. Adevărul că oamenii sunt nevrodici în București. Bucureștiul e plin de nebun. Sunt mai liniștiți, ce ai? Sunt ok în țară. Că nu, bine, nu e aglomerația aia, nu e presiune asta. Un pic mai lumea lor acolo. Ritmul mai lent. Sunt mai în... fiind și alte comunități. Aici s-au adunat toți, e suprapopulat probabil față de cum... Măi, adică București nu cred că poate să ducă atâta populație cât are acum. Înghesuie mai mulți câini într-o cușcă, dar încep să se mănânce între ei, la fel și într-un București. Când devine supraaglomerat, apropo, zilele astea am auzit pe la radio, suntem pe locul 5, nu în Europa, în lume. La ce? La aglomerație. Bucureștiul din Câteștiu are o populație de 3 milioane plus încă 2 în tranzit. Na, deci nu, suntem... Păi și vrei să fie să fim calmi. După Mexico City, Jakarta și vreo 2 de alea prin Asia, prin China, în lume. Adică nu este în fel, e destul de... Ba, în țară oamenii sunt mai... sunt mai împăcați cu... Nu știu cum e, cu ale lor acolo, cu lumea lor. Și chiar dacă este un oraș mare, cum ar fi Timișoara... sau orașe mici, nu e nervul ăsta de aici. Aglomerația de mașini, în schimb, din București, o mai simt la Cluj. Unde stai, nene, pe patru benzi și stai, stai și nebunești acolo. Da, nu e aglomerație, a crescut economia, ne-ai auzit. Dar oamenii, unde-s mai calți? Sunt în Transilvania, în Moldova, aici la noi, unde-s mai... Știi, e o întrebare foarte grea la care adică voi ați putea să răspundeți, că până la urmă e publicul vostru, dar mă, undeva el trebuie să fie mai cald sau mai indiferent, știi? Ca public. Ca public, da. Înțeles. Nu, cred, depinde... Nu știu dacă e corect, adică nu știu dacă poți să identifici așa, să zic, acolo mai cald, acolo sunt mai... Cu câte orașul mai mic, de exemplu, cu atâta sunt mai nebun. Mai ținut una, Sighetul Mormaț, că fugea după mașină, că la Michael Jackson era... Nu vine nici dracu acolo, că la moment dat... Dar nu poți să... Nici pe net, ăsta se vede și acolo. Mai venim! Nu, chiar ne-a plăcut acolo, la modul ăsta. Există net la Sighetul Mormaț. Au net acolo, da, pe una? Da, de cu... Cu punctul ăla e cu Ucraina, probabil. Da, corect, acolo. Evident că ai tendința să spui că zona Banat Ardeal este mai caldă ca oameni, pentru că sunt mai așezați, așa, dar să știi că și în Bucovina, Moldova, nu, dar peste tot găsești. Da. Acum depinde, noi unde întâlnim noi cei mai mulți oameni, în primul rând este la concerte, că nu zici cârciumi, în baruri, ca să vedem și oricum acolo nu e nimeni cald. Deci, unde să luăm măsura faptului, bă, și să zicem acolo sunt mai cald oamenii. Vreau să spun un vibe pe care îl simți pur și simplu. Da, îl simți, uite. Păi da, de exemplu, în Iași poți să dai de un spectacol în care un public extraordinar, peste unul să dai în același oraș și să nu mai fie același public, te duci în Craiova. Am înțeles, nu e o constantă. Nu, mă, oamenii sunt mișto peste tot. Depinde, nu e, da. Oamenii sunt faini peste tot, nu e că acolo sunt mai așa sau nu e. Chiar nu e nicio, la fel și internațional. Știi ce mai mișto? Scuze asta. Știi ce, de fapt, care ar fi la, bă, sunt mult mai cald și mai mișto decât se vorbește că sunt, de fapt. Știi că noi vorbim doar toți, băi, de fapt că e nasol prin țară, că sunt oamenii nu știu cum, că suntem răi, că nu știu. Da, bă, sunt și de aia. Bă, sunt și niște țărani de aia de vine să-i le dă cu țara în cap. Sunt și de ăștia. Ravi, bă, ravi. Și n-ai cum. N-ai cum să treci, să nu te enervezi, să mor, că sunt nesimțiți unii. Dar sunt foarte puțini. Și trebuie să reacționezi. Sunt foarte... N-ai ce să... Nu poți să reacționezi. Bă, e ca atare. Bă, ce-ți fac? Nu poți să generalizezi. Educ și să-i duc un om într-un minut? N-am cum să fac asta. N-ai cum, n-ai... Mai multe în care și tu cu niște nervi, ok, nu ne mai întâlnim noi niciodată oricum, asta este, rămâi în lumea ta. Dar sunt mult mai mulți oameni foarte mișto, sunt mult mai mulți.
Da. Tipul ăsta de conflicte probabil n-ar trebui evitate. De obicei publicul întotdeauna ține cu artistul dacă e unul dar care nu e vorba face... Despre, dar nu e vorba despre jignire sau despre, nu știu, să te bruscheze cineva sau să te înjure. Nu la modul ăsta când spun că mi-e simți. Pur și simplu cred că li se cuvine doar faptul că ești acolo, li se cuvine orice. Da, și mai sunt. Ah, oh, ok, am înțeles, am înțeles. Faptul că au venit da, pe da. La cărciumă și au dat niște bani, că trebuie să, bilet, bă, pentru asta trebuie să vii fac la masă, poză cu voi, să facem toate lucrurile. Poză pentru că, bă, la asta, hai și la masă, să stăm, să bem. Ok, stăm, vorbim, nu știu, dar la un moment dat mi se pare că pe frunte, da. Da, da. Eventual să te duc acasă, să te prezinte la fotbal. Știi, era o discuție care a avut loc între, mă rog, doi amici, ieșind de la concert de la Bob Dylan. Și unul era foarte ofuscat că de ce n-a cântat, frate, piesele alea? Că eu voia piesa aia și aia și aia și de ce n-a cântat? Și băi, m-a avut o reacție absolut frescă. Zic, băi, nu este totuși un lăutar pe care l-ai plătit să stea la masă și să-i pui banul pe frunte. Te-ai dus acolo pentru că este Bob Dylan. Și lasă-l pe el să-și aleagă, să se expună ca artist cum simte el, știi? Da, bănuiesc că asta să putea să fie atitudinea foarte multor oameni pe diferite publicuri. Nu, pentru că eu nu mă refer la oameni care au pretenția, băi, am și vrut să ascult piesa aia. Și n-ai cântat-o și nu mai ascult banii de acum că n-ai cântat piesa aia. Nu, e bă, după concert, da, ce știu a fost concertul, acum, hai, nu, hai să stăm la masă, hai vin și pe la noi ca să mai cântăm o altă piesa aia împreună la masă. Să da. Nu, sunt alte, nu, e... Nu, e next level. E cu totul altceva, nu are legătură cu ce se întâmplă pe scenă. Sau a raportat la ce se întâmplă pe scenă. Exemplu, n-ai în public de ăștia cu bagul pe aia. E, bă, da, sunt, oh. Sunt peste tot, mă, dar ce vrei să... Măi, la alcool că... oamenii se dezinhibă. N-ai, ce nu poți să-i fă bune să-i judeci din... Da, la un moment dat se depășește o treaptă de educație. De politețe, da, în primul rând. Bă, poate un om pe care, ok, bă, să cunoști puțin mai mult ca să-ți permiți niște chestii să... Și îți dai seama că nu e din cauza alcoolului, pentru că așa sunt ei. Nu e... Și dacă tragi o plimbare, pur și simplu, când dă căldura și iese lumea din betoane prin parc, nu îi auzi vorbind decât de job sau bârfind o a treia persoană sau despre bani. Deci astea au ajuns să fie niște... Dar... Și cumva suma frustrărilor lor, ăștia de 40, da, care n-au realizat mare lucru în viața lor, bă, este Dragnea de vină sau este, întotdeauna este cineva de vină, numai ei nu, știi? Dar tu de ce asculți la ce vreau să cauți oameni? Eu sunt foarte atent la oameni, în general. E ok să fii atent la oameni și să vezi ce au de spus. Nu poți să asculți mai mult de 8 pe zi, statistic vorbind. Bă, că vrei să știi niște bugăi. Da. Nu, da. Păi... Te prind din punctul A în punctul B, nu auzi altceva, știi? Continuați. Mai ai Instagram, nu-i problemă, da? Ia-ți și tu o mașină, man, că ai 44 de ani. N-ai voie cu mașina în parc. El are, că n-are caret românesc. Da. El are permis caret, el poate să facă orice. Am înțeles și te lasă în Iorecu cu mașina? Păi, da, că el primește amenziile. Mașina e pe rămâne. Facem o data, ca să se pierdă urma. El are permis cu mașina pe numele meu. Da, nicio simt. Bine, mă, deci voi ziceți că în țară lumea este în regulă, de fapt. Da, și că este mai puțin nevrotică decât și, în București. Și chiar dacă nu ar fi neapărat așa ca proporție, eu prefer să văd oamenii aia mișto, să fiu atenți la ei și să îi ții minte pe aia decât să ții minte toți nebunii. Normal că ajunge niște conjuncturi de la gen... Custurița de unde am ajuns, frate. Dar, da, e România, până la urmă, dar oriunde te duci. Da, știi ce sunt zic? Anumite zone în care se întâmplă asta? Mamă, nu sunt niște de-astea de au pus la masă cu maru, prefectul cu poliție, județului, cu preotul. Da, cu... exact. Și era așa, hai de... Băi, am plecat de la un concert, nu, că asta, deci da. Deci am plecat la un concert, pe lângă că am mers la concert și era acolo în Oroșel concertul și se pui... Gardul ăla de la în fața scenei. Au luat gardul de la cimitir, mă, să-l pun. Gardul. Nu cred. Când aveau garduri, să luau gardul la cimitir, să-l pun acolo, să în fața scenei. Era Master of Puppets. Unde era Moldova. Nu, a fost o chestie de practic în octombrie trecut. Așa.
Noi eram la vreo 45 zile după ce lăsase piesa aia cu toți demonii mei și am zis, bă, e un semn. Că ne-au dus ăștia aici, a vrut să ne izoleze. După care a doua zi am plecat cu un porbagaj și cu niște lăzi de struguri de la ei, că așa era frumos. Și a fost, da, frumos, simpatic. Bine că mi-ai amintit de acea piesă. Cu toți demonii mei. Toți demonii mei, să zice. Exact. Băi, deci, au fost niște reacții vitriolice. Viscerale de-a dreptul. Deci au fost niște reacții în care... Știi, tu ești un artist, cum bine ai spus și în documentar, ești pe scenă, cânti un vers, sunt 5.000 de oameni, sunt 5.000 de înțelesuri. Este absolut corect. Băi, când este atât de distorsionat, da, acolo ce spui, bănuiesc că este cumplit de frustrant. A fost și coroborat și cu imaginea din clip, că mamă, că a fost blasfemie, că cum, adică oamenii chiar au crezut și demonii că din titlu. Da, și oamenii chiar au crezut că am mers într-o biserică să filmăm chestia aia. Era o chestie de butafură, era un studio de film. Nu era de film și... Da, da, pur și simplu că era cuvântul demon asociat cu imaginea unei icoane. Mm-hmm. Asta a fost considerată blasfemie și... Ce, da, acum pe buri, ce armă poți să ai la chestia, ce, cum poți să reacționezi? Știi? Nu știu cum să, ce să zic eu la asta. Și oamenii religioși, obicei au nevoie de 80% din oamenii care citesc presa pe internet, de obicei își fac o opinie din titluri, nici măcar nu deschid articolul. Pur și simplu își fac o opinie din titluri, iar titlurile sunt făcute atât de șmecher încât să... Normal, că au nevoie de click-uri. Să fi fost și voi tocmai victima acestui tip de superficialitate, dacă vrei. Superficialitatea există și la orice alt content. Când cineva îți face un clip și arată vreo 6 fete în fundul gol acolo, nu le pun că mamă o să are nevoie pentru expresie artistică. Ce are nevoie ca să atragă atenția cu chestia asta. Da. Adică, ok, se fac chestii de tot felul de chestii de genul ăsta. Și noi putem să facem un alt fel de clip. Eu am făcut pentru că am făcut așa pentru că mi s-a părut foarte mișto să ai un dialog între un preot și icoana lui. Și care preotul îi reproșează tocmai icoanei lui, îi reproșează niște chestii. Mie asta mi se pare foarte mișto în toată povestea asta. Că poate fi o relativ poate fi profundă, da. Nici eu n-am prins-o pe asta. El întrupă cu voi? Bun, și atunci... Mamă, ce tare! Acum îți face clipul. Da, pe așa, și da, faptul că îi reproșea chiar icoanei niște lucruri, asta mi s-a părut. Că era o relație de dragoste și ură în același timp pe care... Poți să o ai între un bărbat și o femeie, dar poți să o ai și între un om și divinitatea lui. Ok. Problema ce rămâne după povestea asta și ce îmi confirmă așa cu mare păcat toată chestia este că oamenii care se consideră religioși, cu cât sunt mai religioși și se consideră mai creștini, cu atât urăsc mai mult. Băi, de capul meu. Cu atât mai răi sunt. Aici este cretinitatea, nemernicia, absurditatea și tâmpenia oamenilor. Ăstora. Zici un tip de fundamentalist. Sunt niște oameni care cu cât cred că apără religia, cu atât de fapt îi fac mai mult rău. Pentru că răutatea pe care ei o exprimă, știi, ar fi fix așa de ei. Ei, sunt explicații psihologice, antropologice, normal toată chestia asta. Ce mă lovește pe mine este... Știi, un tip de nevroză pe care l-am constatat de curând și care mi s-a părut la cot de alarmante a fost fix oamenii de tipul ăsta, fundamentalist religios versus ultra-progresiștii. Și mi s-a părut o luptă absolut nefirească și nedreaptă. Unii stăteau cu tatăl nostru mai să-i pocnească pe aia cu cruci, alții să ia la poșete, știi? Că na, progresiștii cu ale lor, știi? Și era un conflict în care omul decent și de rând pur și simplu, ce au ăștia, frate, de la ce s-au luat, știi? Echilibrul e bun în toate. Și în ce înțelegi și în ce manifesti. Că e de... scos ceva util din ambele, chit că doar la nivel de concept. Ok, din știință scoți niște chestii foarte practice, matematice, care ajută și pe care poți să-l dovedești. Din celălalt, doar dacă extrai niște idei din conceptul religiei, și adică părțile
părțile alea bune, părțile frumoase despre oameni. Deci dacă mergi în profunzime cu științe și cu religie, o să vezi ce frumos se... Nu neapărat religia. Da, nu, nu neapărat credința într-o Biblie anume, ci că... Da, nu cred că la bază, dacă s-a existat acolo, s-a demonstrat vreodată că a existat un Dumnezeu care a făcut chestia asta, nu cred că probabil, bă, voi să citiți cartea asta. Man, citește cartea, că dacă nu ești mișto. Problema asta și a mea, în personal, nu este cu religia, ci cu biserica. Instituția în sine. Dar iarăși intrăm într-o chestie care nu, hai să nu. Da. N-are niciun sens și nu o să ducă niciodată la vreun sens. Tocmai se face semn din studio că mai avem 5 minute. Nu știu, întâmplător, dar o fi dintr-o sectă și ne-a zis că, băi, gata, ia te-ai smoc. Deja ați început cu... Suntem niște fundamentaliști aici și atunci... De fapt, da. Religia a fost un mecanism evoluțional care a ajutat omenirea să dezvolte. A fost o nevoia oamenilor ca să se adune împreună, ca să aibă un numitor comun, ca să poate să... Și să nu-și mai... Bănuiesc că, știi, lumea înjură că a fost un instrument de control. Ok, absolut, cred da, că dacă nu era religia ca să mai oprească oamenii să facă niște denorociri, își luau capul pur și simplu, nu mai... Pentru că oamenii erau la fel la început, la un moment dat unul a început să se prindă că dacă strâng grâne, o să aibă pe parcursul anului și nu mai e nevoie să muncească și să mai bogească ăia și ăia depind de ceilalți. Și atunci, ca să ăilalți care erau mai săraci să nu-i dea în cap la ăștia bogați, au creat chestia asta, ca să vezi, ai grijă, că... Știi? Și de acolo a plecat toată nebunia. Opinia mea, acum nu știu... Bine, tu ar trebui să știi că ești în vârstă. Da. Da, știu. Nu e atât de... E foarte simplu și spus. Tu nu e atât de simplu. Nu, lucrurile sunt puțin mai complicate. Păi înțelesul tău, mă! Ca să înțelegi... Noi... Suntem mult mai sofisticați și mai... Normal, dar ca să, dacă e să ne rodau... Azi prea serios. Mai zine de Cypress Hill. Sau mai exact Be Real are un podcast extraordinar pe YouTube, vi-l recomand. Să ia câte un invitat, se bagă într-o mașină, se numește The Green Books și fumează cât un joint jumătate de oră și au discuții ca și noi la bere. Fantastic. Vi-l recomand, da. Și... Se vorbesc chestii. Știi, cea mai mișto televiziune în momentul de față este YouTube-ul. Îți oferă absolut niște informații la un nivel destul de înalt, la care altfel n-ai avea acces sau n-ai avea timp fizic să ai acces. Da. La doar un click distanță, ceea ce mi se pare fantastic. Nu este nimic care nu poți să înveți, dar orice ai nevoie să afli iese pe drum. Absolut orice. Am văzut, da. Există tutorial pentru orice. Numai să ai timp să știi ce să cauți. Dar acum mi se pare că ăștia mici acum care cresc cu YouTube-ul au totul la vârful degetelor. Mai ținite că vreau, nu știam nimic, era trebuie să căutăm prin... Da, ziare, nici asta nu e foarte mișto, dar normal că... Uite, am o întrebare tehnică. Ok, ați fost muzicieni începători acum 30 de ani și ascultați Metallica. Băi, încercați rifurile alea. Nu găsesc tabulaturile alea pe net. Asta spuneam. Asta v-a făcut pe voi cumva mai bun muzicieni, pentru că a trebuit să experimentați mai mult ca să ajungeți la... Nu știu dacă mai bun muzicieni sau mai bun instrumentiști, că nu suntem niște virtuoși. Adică eu nu m-am considerat niciodată vreun mare instrumentist. Nu, dar... Piesele mele, piesele noastre și atât, dar îți dezvoltă creativitatea foarte mult. Absolut. Imaginația, răbdarea. Hai să spun cum am învățat eu engleză. Foarte multe. Eu n-am învățat engleză la școală. Eu eram foarte curios ce zic ăia în piese. Și stăteam cu căștile, creionul și cu căștile, dădeam prei până acolo, ce înțelegeam eu din versurile alea, cât de cât, știi, după ce mă uitam în dicționar. Așa am învățat eu engleză. Aia care? De pe casetă. Știi, nu înțeles, eram curios cine Metallica, exact. Okay, Queen. Okay. Toate ce ascultam eu când eram în clasa 5-6. Și la piese la fel, da. Stai, asculteai, da, riff-urile alea sau... Știi minte că scoteam, voiam să scot chiar și basul de la niște piese. Că ascultam atunci foarte mult Beatles și basul la Beatles e fantastic. Scoteam, încercam să scot chiar și mai basul, după care armonia. Și bă, lua și câteodată și zile întregi, stai ore și... Pentru că
stăteai și nu... Și când dibuiai o piesă, da, mamă, simțeai că erai... Repet, că ok, scoteai, dar trebuia să repeți. Și nu aveai cu ce să te registrezi. Nu aveai cu ce, că na, nu aveai nici, nimic la îndemână. Dai play tot timpul și nu că dai cu un marker undeva exact de acolo. Dai înapoi, doar marca mai câteva secunde până începea ceva, aveai tu nevoie și așa mai departe. Dar astea sunt lucruri care îți dezvoltă foarte multe alte chichițe în tine și deschide multe alte uși decât, ok, rapiditatea cu care afli niște informații. A, și da, asta e bună. Și asta clar că ajută, pentru că sari niște etape. Dacă toată nu e bine să sari etapele cele mai importante pentru care te-a pus să faci un lucru. Adică, ok, că vreau să învăț acum repede cum se face maioneza. Da, bine, mă uit, dau tutorial cum se face maioneza. Dacă nu vreau să fac bucătar de 14 ori până ți-ai o dată bine. Da, dacă ești bucătar, păi, bă, nene, mă apuc și fac până mi iese și mă încerc să mă prind din ce naiba e făcut aia. Da. Dar să că ce urmează cu Vanc în afară de concertul de la toamnă? Noi ne permitem. Urmează alegeri. Că, da, urmează alegeri. Băi, eu am rămas în filmul ăla, cu jur să spun. Ok. Ce are? Cum alegeri? Asta e pe 26? Da. Ah, păi nu știam că se difuzează chestia asta. Când până pe 26. Până pe 26. Da. Mergeți, mergeți să vă exprimați opțiunea. Obligatoriu mergi la Budman, că e nasol. Ca fel o să ne fută ăștia în toate pozițiile. Da. Ok, nu spunem cu cine votăm. Deși a, nu, cred că aici ai voie. Nu contează. Dar nu contează. Băi, dar ce contează cel mai important? Cel mai mult să nu este... mai fii pasiv. Da, și să nu mai fie procedura mea pe care după aia, bă, efectiv se pișe toți. Când spun, păi oricum nu-și vin ăștia la vot, mă, oricum nu ne dă nimeni jos sau nu ne schimbă nimeni, oricum ăștia vin 20%, îi facem imediat. Bă, dacă dai o prindere de vreo 70%, nu contează ce se întâmplă, adică contează evident, dar e mai important să știe că, bă, contezi ca om, da, ca cetățean acolo, ca ala care ai ștampirea. Eu nu cred că am mai avut o prezență de 70%, cred că din 2000 sau ceva. Bă, 70%? N-a fost Vadim Iliescu sau... O fază din asta. Da. Am zis, da. Eu știi că sunt cu speranța și cu încredere, da, și cu optimismul. Dar, măcar da, să știm din ce făcută, așa nu o să știm niciodată. Ăia-s pasiv, ăia-s, mă rog, mânați ca... Bă, și mai e o chestie. Toți spun despre ceilalți că sunt hoți. Păi, mă, să hai zicem care sunt mai hoți atunci, da. Dar asta e o metehnă a discursului public. Dacă te uiți, dau un exemplu și mi-l asum. Dacă te uiți la orice emisiune cu Gâdea, o să auzi cuvântul, și are un invitat, o să auzi cuvântul corupție de cel puțin 10 ori. Când s-a terminat tot show, nu rămâi cu nimic altceva în cap decât că ăla e corupt sau ăla sau ăla. Știi? Asta e, despre da, asta e vorba. E manipulare, comunicare politică, de, așa se de face, simplu, trebuie să crezi da, un dușman. A, asta este politica pe care o duc de partidele și inventează un dușman și dau doar maximă cu ăla tot timpul, aruncă pe ăla în față ca să ai impresia că... Și asta, uite, a fost... Asta este direcția comuniștilor și pare că și a PSD-ului tot timpul străinii. E un tip de manipulare, da, de a străinii ne vor care da, e făcut. Asta este figură, pe asta merg în continuare, pe aceeași monedă. Străinii ne vor rău, noi suntem români adevărat și atâta tot. Da. Și unii vor să ne saboteze atât. Și pe asta, unii o să pună botul, unii o să pună votul. Știi cum? Da, unii e ca până în 1984 la Ministerul Urii. Da, cumva, trebuie să-l înjur pe ăla, ăla este de vină pentru tot ce se întâmplă. Ok, mulțumesc că ați venit. Bă, nu-i mersi tare. Mulțumim pentru beri. Să ai succes. Nu mai am. Și să știi că... Ia-mă pe mine. Tu ai 44, am 43. Nu e așa la 43, să știi. Eu am 40. Băi, la 44... I'm fresh chicken. La 44 încep să schimb puțin prioritățile.